Pentru citirea din seara aceasta, textul rezervat se află scris în Exod, capitolul 3, versetul 1 până la versetul 15, iar subiectul se intitulează Oameni care au fost transformați în urma întâlnirii cu Dumnezeu. Și avem în mod special Moise. Deci, capitolul 3, versetul 1 până la versetul 15. Moise păștea turma socrului său Ietro, preotul madianul odată, amânat turma până dincolo de pustie și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Îngerul Domnului i s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se mistuia deloc. Moise a zis, am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. Domnul a văzut că el se întoarce să vadă și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și a zis, Moise, Moise! El a răspuns, iată-mă! Dumnezeu a zis, nu te apropia de locul acesta, scoate-ți încălțămintele din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. Și a adăugat, eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Moise și-a ascuns fața că se temea să privească pe Dumnezeu. Domnul a zis, am văzut asuprirea poporului meu care este în Egipt și am auzit strigătele pe care le scoate din picioarele asupritorilor lui, căci îmi cunosc durerile. M-am pogorât ca să-l izbăvesc din mâna egiptenilor și să-l scot din țara aceasta, să-l duc într-o țară bună și întinsă, într-o țară unde curge lapte și miere, și anume, în locurile pe care locuiesc cananiții, hetiții, amoriții, fereziții, hebusiții și iebusiții. Iată că strigătele izraeliților au ajuns până la mine și am văzut chinul cu care îl chinuiesc egiptenii. Acum, vino, eu te voi trimite la faraon și vei vedea din Egipt pe poporul și vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel. Moise a zis lui Dumnezeu, cine sunt eu ca să mă duc la faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Dumnezeu a zis, eu voi fi negreșit cu tine și iată că va fi pentru tine, iată care va fi pentru tine semnul că eu te-am trimis. După ce vei scoate pe popor din Egipt, vei sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta. Moise a zis lui Dumnezeu, iată când mă voi duce la copiii lui Israel și le voi spune, Dumnezeul părinților voștri m-a trimis la voi și mă vor întreba, care este numele lui? Ce le voi răspunde? Dumnezeu a zis lui Moise, eu sunt cel ce sunt. Și adăugat, vei răspunde copilului lui Israel astfel, cel ce se numește eu sunt m-a trimis la voi. Dumnezeu a mai zis lui Moise, așa să vorbești copilului lui Israel, Domnul Dumnezeul părinților voștri, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacov m-a trimis la voi. Acesta este numele meu pentru veșnicie, acesta este numele meu din neam în neam. Amin. Vă rog să ocupați locul. Așa cum și titlul din această învățătură, din această seară, ne îndeamnă pentru a înțelege mai bine modul în care Dumnezeu a prelucrat pe Moise și felul în care Dumnezeu l-a transformat, trebuie să împărțim oarecum într-un mod virtual, în două părți, viața lui Moise. Prima etapă este cea de dinaintea întâlnirii sale, acesta să-l vedem ca un moment de răscruce pentru Moise, prima etapă până aici. Iar cea de-a doua etapă, din acest moment mai încolo, până spre sfârșitul vieții sale. Acum, dacă analizăm viața lui Moise, trebuie să fim foarte atenți că nu putem să o facem într-un mod izolat. Fiindcă vom vedea pe parcursul acestei învățături din această seară, trebuie să analizăm și viața lui Israel care se transformă. Dumnezeu transformă pe Moise, dar nu într-un mod separat. Nu Moise crește într-un mod separat, Moise crește pentru Israel, fraților. Așa cum descoperirea Duhului Sfânt astăzi în biserică este spre forță celuilalt, tot așa și acest mare și minunat profet descoperă spre binele umanității. Haideți să începem cu prima parte a vieții lui Moise. Numele Moise, după cum bine știți, vine și are o proveniență de etimologie ebraică populară, care înseamnă tras în sus sau scos din apă. Istoricul Flavius o scoate din limbajul copt
Și el ne spune în coptă, mo înseamnă apă și sese înseamnă mântuit. Noi rămânem la ceea ce spune Scriptura. Acum, ca să putem să vedem felul în care el își trage obârșia, trebuie să ne întoarcem la familia lui Levi, seminția lui Levi. De ce spun toate lucrurile acestea? Să vedem proveniența dintr-o seminție care era rezervată preoției, dar totodată simplitatea și felul în care el provine, fără un oarecare preambul pregătitor într-un mod aparte. Și găsim descrierea detailată, măcar că nu o găsim aici în Cartea Exodului, o găsim în Cartea Numerilor, capitolul 26, la versetul 58 până la 59. Iată familia lui Levi, familia Libniților, familia Hebroniților, familia Macliților, familia Mușiților, familia Coriților. Kehat a născut pe Amram, numele nevestei lui Amram era Iochebed, fata lui Levi, care i s-a născut lui Levi în Egipt, i-a născut pe Amram. Două puncte. Pe Aaron, pe Moise și pe Maria, sora lor. Mai mult, o descriere foarte, foarte precisă, o vom descoperi peste mii de ani. Nu găsim scrisă în Vechiul Testament. A felului în care el se născuse. Haideți să vedem în Faptele Apostolilor, capitolul 7, versetul 20. Deci felul în care Moise se naște, iar mai apoi crește, se dezvoltă. Vedem felul natural de dezvoltare al său. Pe vremea aceasta s-a născut Moise, respectiv, repet, Fapte, capitolul 7, pentru ceea ce aveți Biblia noastră, nu știu dacă nu mai aveți sincronizarea și cu monitoarele, nicio problemă. Faptele, capitolul 7, versetul 20 până la versetul 23. Pe vremea aceasta s-a născut Moise, care era frumos înaintea lui Dumnezeu. El a fost rănit 3 luni în casa tatălui său și când a fost lepădat, l-a luat fiica lui Faraon și l-a crescut ca pe copilul ei. Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte. El avea 40 de ani când i-a venit în inimă dorința să cerceteze pe frații săi, pe fiul lui Israel. Poate că modul cel mai condensat a unei descrieri atât de clare nu poate face cât Dumnezeu prin Duhul Sfânt. N-am încercat nicio sincronizare cu alte învățături dintre alte părți decât Sfânta Scriptură, frate. Și o găsim scris aici. A avut exact 40 de ani când el a primit acest gând în inimă, vom vedea ulterior despre ce se forma, ca să cerceteze pe copilul Israel. Acum, aici e foarte interesant și foarte de remarcat pentru lucrători, pentru noi, și noi fiecare dintre nostru sunt lucrători, și nu doar spectatori, cum am spus o dată, este că una este să stai în spatele hărțoagilor pe undeva ca acasă și să faci o tabelație și un cuprins și așa mai departe, și alta este să te petreci printre frații tăi. Să mergi pas cu pas, să vezi care este doleanța lor, care este apăsarea lor. Acum, partea cea mai dureroasă este că Moise trebuia prelucrat. Așa cum și eu trebuie să fiu prelucrat, așa cum mi-a dat trebuie să fiu prelucrat, și cum spunea și fratele Iosif, nu judecata între frați trebuie să termineze între noi. Noi trebuie să vedem când cineva trece printr-o suferință sau printr-o perioadă de cădere. Încă câtă vreme mai bate pulsul la mâna lui, există speranță, fraților. I s-a dat timp să se pocăiască. I s-a dat timp să se pocăiască lui Israel. Fiindcă ți-ai părăsit soțul, ți-ai părăsit credincioșul tău soț, care este Dumnezeu, așa spune Domnul. Te-ai dedat după alte și alte și alte curvi, tot soiul de Dumnezeu străin, tot soiul de lucruri necurate. Eu te-am lăsat și te-am trecut prin suferință și prin necaz, dar va veni vremea când vei roși de faptele tale din tâi și vei fi iarăși nevastă. Cartea profetului Ezechiel. Aceasta înseamnă să te întorci la dragostea din tâi. La preobitul nostru, mirele nostru Iisus Hristos. Așa să ajute Dumnezeu la toți care au probleme. Spune cuvântul lui Dumnezeu că în cartea Faptele Apostolilor 7, continuăm tot Faptele 7, 24-28, este o descriere destul de condensată acolo, că Moise a văzut că se suferea nedreptate peste copilul Israel și a încercat el să judece. Veți vedea modul în care judecă Moise dintr-o dată și bag seama că și fără leac. Respectiv a rămas fără puls. Omul a murit.
Dar a fost un șoc tremend pentru el, un șoc fantastic. Era un mesaj, după cum spune și Apostolul Ștefan, îndrumat de Duhul Sfânt, era un mesaj, dar nu era momentul. De cele mai multe reacționăm în mod impulsiv și ne ustură de numai după aia. De asta cum? Și ne arde și ne arde și rana durează, durează, durează până să mă duiește, să te mă vinește. Faptele Apostolilor, capitolul 7, versetul 24 până la 28, citim. A văzut unul din ei suferind de dreptate, i-a luat apărarea, a răzbunat pe cel asupit și a omorât pe egipteani. Credea că frații lui vor pricepe că Dumnezeu prin mâna lui le va da izbăvirea, dar n-au priceput. A doua zi când se băteau ei, Moise a venit în mijlocul lor și a îndemnat la pace. Oamenilor a zis el, voi sunteți frați, de ce vă nedreptățiți unul pe altul? Dar cel ce nedreptățea pe aproapele său l-a îmbrăcit și a zis, cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător peste noi? Vrei să mă omori și pe mine cum ai omorât ieri pe egiptean? Acesta este un temperament vulcanic care acționează argumentând prin violență. Și asta se mai întâmplă printre oameni așa ceva. Dar care trebuia lepădat. Trebuia lucrat, trebuia prelucrat acest temperament. Și doar unul singur Dumnezeu poate să facă lucrul acesta, fraților. Ei, de aici încolo, Moise ia o hotărâre în inima lui să plece în pustie. Este un șoc foarte mare peste el. Este o cădere, fraților. Timp de 40 de ani, ne spune Sfânta Scriptură, că a petrecut în pustie, împreună cu socrul său, Ietro, în Madian. Este o perioadă în care impulsivitatea și iuțimea sa îl va părăsi, transformându-l în instrument deosebit de valoros într-un vas nemaipomenit înaintea lui Dumnezeu. Faptele Apostolilor, capitolul 7, versetul 29, ne confirmă faptul că în momentul în care el aude acest lucru, era descoperit deja în mijlocul lor, fapta lui deja ajunsese la cunoștința tuturor, măcar că știm că atunci el s-a uitat dreapta-stânga să vede dacă nu-l vede cineva, era o faptă cu premeditare, și deja se cunoștea. Așa se făcea dreptate pe atunci. Așa se judeca atunci. Mai târziu Dumnezeu, Moise dă judecata lui Dumnezeu toată. Dumnezeu judecă. E și în momentul în care Dumnezeu judecă și în momentul în care Dumnezeu răspune, nu încape îndoială că El o face bine. Acum, din momentul ăsta, apare cea de-a doua perioadă a vieții lui Moise. Este foarte important să înțelegem că este necesar să analizăm și viața poporului Israel. Fapte, capitolul 7, cu versetul 30, cu versetul 33 și versetul 33. Scrie, peste 40 de ani s-a arătat un înger în pustiul muntelui Sinai, în parafocului unui rug. Moise, când l-a văzut, s-a mirat de arătarea aceasta și pe când se apropia să vadă ce este, a auzit glasul Domnului care a zis, eu sunt Dumnezeul părinților tăi, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob. Și Moise, tremurând, n-a îndrăznit să se uite. Domnul i-a zis, scoateți încălțămintea din picioare, că locul pe care stai este un pământ sfânt. Aceasta este cu adevărat descoperirea Sfântului în Israel. Creatorul tuturor lucrurilor. Acum, poporul Israel, gândiți-vă, să-l aibă dintr-o dată conducător pe Dumnezeu, să aibă dintr-o dată posibilitatea legilor, ceea ce nu aveau legi, măcar că era până acolo, se auzise deja de codul lui Hammurabi, un cod foarte bine pus la punct de legi, dar legi omenești. Dintr-o dată Dumnezeu se îndură de acest popor, și vom vedea o descriere foarte frumoasă în cartea lui Ezechiel, felul în care Dumnezeu își întinde haina peste el și dăruiește legea. Asta este o descriere deosebită, un tablou fantastic care mi-a trag foarte mult și l-am învățat acum 20 ceva de ani, că l-am auzit prima oară. Mi-a căzut foarte drag și nu o să fie drag. Felul în care Dumnezeu acum transformă pe Israel. Ezechiel, să deschidem în Sfintele Scripturi, la Ezechiel, capitolul 16, versetul 4 până la 14. Aici vedem și data legii. Aici vedem și felul în care Dumnezeu se îndură de ei în pustie. Vedem o întreagă plastificare, dacă vreți. O icoană de vorbire a tot ceea ce se petrecuse atunci, peste
peste Israel, ceea ce venise, felul în care Dumnezeu îi izbăvise din Egipt. Ezechiel, capitolul 16, versetul 4, până la versetul 14 inclusiv. Este o recitire mai lungă, dar timpul încă ne mai îngăduie. La naștere, în ziua când te-ai născut, buricul nu ți s-a tăiat. N-ai fost scăldată în apă ca să fii curățată. Nici n-ai fost frecată cu sare și nici n-ai fost înfășată în scutece. Ochiul nimănui nu s-a îndurat de tine ca să-ți facă măcar unul din aceste lucruri din milă pentru tine. Și ai fost aruncată pe câmp, așa de scârbălă era de tine, în ziua nașterii tale. Atunci eu am trecut pe lângă tine, te-am văzut tăvălită în sângele tău și am zis, trăiește chiar și în sângele tău. Da, ți-am zis. Trăiește chiar și în sângele tău. Te-am înmulțit cu zecile de mii, ca iarba de pe câmp. Acum trebuie să fim foarte atenți, avem și promisiune. Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Până aici intră promisiunile pe care Dumnezeu le trăiește lui Avram, Isaac și Iacov. Acum mergem mai departe. Te-am înmulțit cu zecile de mii, ca iarba de pe câmp și ai crescut, te-ai făcut mare, ai ajuns de o frumusețe desăvârșită. Ți s-au rotunjit sâțele, ți-a crescut părul, dar erai tot goală, goală de tot. Nu era lege, nu era conducere. Când am trecut, eu pe lângă tine m-am uitat la tine și iată că îți venise vremea dragostelor. Atunci am întins peste tine poala hainei mele, ți-am acoperit policiunea, ți-am jurat credință, am făcut legământ cu tine, zice Domnul Dumnezeu, și ai fost a mea. Te-am scăldat în apă, te-am spălat de sângele de pe tine și te-am uns cu un de lemn. Ți-am dat haine cu sute cu fir și o încălțăminte de piele de vițel de mare. Te-am încins cu insubțire și te-am îmbrăcat în mătase. Te-am împodobit cu scule scumpe, ți-am pus brățări la mână și o salbă la gât. Ți-am pus o velină în nas, cercei în urechi și o cumună minunată pe cap. Astfel ai fost împodobită cu aur și cu argint și ai fost îmbrăcată cu insubțire, cu mătase și cu sături cu fir. Ai mâncat floarea făinii, miere și un de lemn. Erai de o frumusețe desăvârșită. Ba, ajunsește și chiar împărăteasă. Ți s-a dus vestea printre neamuri pentru frumusețea ta, căci erai desăvârșită de tot datorită strălucirii cu care te împodobisem, zice Domnul. Gândiți-vă acum, aici intră absolut toate faptele de cult care erau incluse în lege. Felul în care Dumnezeu îmbracă și împodobește acest popor minunat, merge mai departe ca să împlinească. Era un cap și nu era o coadă. Dumnezeu însuși lucrează în acest popor și dă legea și îl îmbracă într-o frumusețe desăvârșită cum n-a făcut-o cu niciun alt popor. Noi suntem mătițe firești aldoite în acest măslin. Să băgăm bine de seama. Nu care cumva cineva să spune, Doamne, noi suntem mai tari. Fraților, acest un de lemn, Duh Sfânt, curge și prin noi mai departe. Domnul fie lăudat. Amin. Problema este că ei, acum, în această perioadă, au căzut într-o împietrire. Este o perioadă puțin mai lungă, îngăduită de Dumnezeu. Tot prin robul lui Dumnezeu, Moise, prorocul celui prea înalt, avem descoperirile dumnezeiești pe care astăzi le citim. Știați, dumneavoastră, că primele 5 cărți ale Bibliei sunt scrise de Moise? Știați lucrul ăsta? Pentateuch, da? Și deschidem aici. Să facem un exercițiu. Să deschidem până la prima pagină în care scrie Vechiul Testament, Geneza, Facerea, sau întâia carte a lui Moise. Este un lucru foarte important de menținut, de menționat lucrul ăsta. Din ce cauză? Mulți o să spună, domnule, cum a putut omul ăsta cu așa o precizie să descrie facerea? Incredibil! Baiul este că acest om nu era orice om. Era omul lui Dumnezeu cu care însuși Dumnezeu vorbea gură către gură. Asta e un lucru foarte important de menționat. Fiindcă în momentul în care înțelegem lucrul acesta, vom înțelege și prorociile după aceea, și prorocii toți ceilalți care s-au prezentat. Deci Dumnezeu vorbește gură către gură cu Moise. Psalmul 90 scris tot de Moise, rugăciunea lui Moise. Studioșii Scripturilor spun că inclusiv cartea lui Iov este autor Moise.
Haideți să vedem ce spune Numeri, capitolul 12, versetul 6 până la versetul 8. Acum, felul în care Dumnezeu transformă pe Moise, după cum am spus, transformă ca această putere minunată a Duhului Sfânt a descoperirii să fie făcută nu numai pentru El, să fie făcută pentru Israel și să fie făcută pentru toate națiile. Noi astăzi putem citi din Scripturile acestea adevăruri, nu? Da, ne putem bucura de ele, fraților. Numeri, capitolul 12, versetul 6 până la versetul 8. Și a zis: ascultați bine ce vă spun. Este vorba de Lepra Marie, da? Când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis. Nu tot așa este însă cu robul meu Moise. El este credincios în toată casa mea. Deci Domnul Dumnezeu vorbește cu Moise gură către gură. El este credincios în toată casa mea. O să pun numele 12, te rog. Asta e foarte important. Numele 12, versetul 6, versetul 8, da? Eu îi descoper gură către gură, mă descoper lui nu prin lucruri grele de înțeles, ci el vede chipul Domnului, frate. Știm că chipul lui Dumnezeu, el nu l-a văzut, dar totuși aici Domnul spune că vede chipul Domnului. A vedea chipul lui Dumnezeu, noi când deschidem Scripturile, noi îl vedem pe Dumnezeu însuși în Sfintele Scripturi. Și Moise ni l-a descoperit în felul ăsta nouă astăzi. Păi nu vă spun. El a fost un intermediar, un instrument, un proroc de o nemaipomenită valoare înaintea lui Dumnezeu. Îl găsim inclusiv la schimbarea la față, împreună cu Ilie, cu un alt proroc. Este foarte important să înțelegem că cel mai important act al ascultării sale, cel mai important act al vieții sale de credință, a fost ascultarea. Eu cred că la capitolul ascultare deseori suntem corigenți. Gândiți-vă acum, după 80 de ani, 40 de ani în pustie, 40 de ani la egipteni, stând între ei, deci o perioadă de învățământ și de școală, atât în Egipt, cât și în perioada de pustie, au fost în total 80 de ani. După 80 de ani petrecuți pe roata olarului, Moise de data aceasta întreba în Exod, capitolul 3, cu versetul 11. Moise a zis lui Dumnezeu: cine sunt eu ca să mă duc la faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Sau, într-o altă parte, în Exod, capitolul 4, cu versetul 13, Moise a zis: ah, Doamne, trimite pe cine vei vrea să trimiți. Nu vi se pare interesant? Acum, în Egipt, căuta ocazie, da, vor pricepe că ceva trebuie să fie aici. Nu a fost asta. Trebuia trecut prin încercare, trebuia transformat. Aici se întâlnește piatra de hotar pe care tocmai am citit-o. A modificat complet înțelegerea lui. Să-l vezi pe Dumnezeu față în față. E un lucru extraordinar, frate. Te schimbă. Și acum el spune foarte clar. Modificat, schimbat, nu se mai găsea această atitudine impulsivă la el. Astăzi sunt printre noi oameni care pândesc astfel de ocazii de afirmări, tânjesc după aia cu un foc și construiesc cu sârguința unui peianj în tot soiul de pânze, că da, cade ceva. Mai mult, liderii, ca și prezentare, îs învățați de tine, încă din școală, ca să aibă foarte mare grijă de self-esteem, de propria imagine. Stai seama cât e de importantă propria imagine. Nu cumva să fii mototolit și șifonat că nu-ți mai iasă bine la sondaj, nu doar mai vota. Moise n-a avut absolut nimic de a face cu toate lucrurile astea. Moise avea un singur și deosebit argument. O coloană vertebrală. Părtășia asta cu Dumnezeu. Ea este suficientă, fraților. Câtă vreme îl reprezinți pe Dumnezeu, nu trebuie să te temi de absolut nimic. Dar oare întrebăm și ne punem întrebarea, cum spunea cineva, Dumnezeu oare ne cunoaște pe noi? Noi spunem că îl cunoaște pe Dumnezeu. Aceasta este relația de părtășie, fraților. O relație deschisă care ne prelucrează și ne transformă. Hotărârea asta este un lucru foarte important și cu asta am să și închei, mă apropiu de partea de încheiere, o spun așa mai de dinainte.
hotărârea lui Dumnezeu de a rămâne, el a fost pusă în inima lui, de la bunul început. Hotărârea lui Dumnezeu de a rămâne lângă poporul Israel, înspre modificare. Ați văzut de la bun început că Dumnezeu a modificat și a transformat pe Moise, apoi modifică poporul Israel, îl transformă și 40 de ani, vă dați seama, erau 40 de ani, și în continuare Dumnezeu transformă în Israel. Credeți-mă, în continuare lucrează Dumnezeu în Israel. Lucrează și la noi în biserică. El își are lopata în mână și lucrează, așa spune Scriptura. Nu e nimic stativ, stătător. Nu te culca pe lauri. Gândește-te că trebuie să fii în fiecare zi capabil de transformare. Și când vine o încercare, să te gândești, aceasta este spre binele meu. Evrei, capitolul 11, versetul 24 și 25, ne spune: prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu, decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Și toată istoria biblică ne confirmă că acest mai bine, într-adevăr, a fost extraordinar. Deci, toată această hotărâre a sa de a urma prin credință însămânțată în inima lui, a fost capabilă, cu timpul de-a crescut, să scoată pe poporul Israel din Egipt. Să-i se dea o înțelepciune nemaipomenit de mare, să aibă călăuzire fantastică, să fie un strateg extraordinar, să capete învățătură, să fie sfințit el, apoi să fie sfințit poporul. Gândiți-vă, o părtășie extraordinară și o încărcătură care vine peste diacon și până la noi astăzi, în clipa de față, ca să vorbim despre ea. Dumnezeu să fie lăudat pentru acest har minunat, că l-a dat prin Moise, ca vas al său. El nu face altceva decât să fie o icoană preînchipuitoare a conducătorului nostru de drept, a Domnului și Regelui nostru Iisus Hristos. Câtă împotrivire se mai întâlnește astăzi în mijlocul poporului său? Câtă împotrivire și încăpățânare din partea multor? Și cu câtă răbdare, așa cum spunea și fratele Iosif, să pleacă față de fiecare? Și oare noi să nu învățăm de la Moise? Spune Scriptura că era cel mai blând om de pe fața Pământului. Orice să cauți, orice variantă, orice metodă, voi zice care este duhovnicești, să ridicați pe cel care este căzut. De fiecare dată când apare cădere, trebuie găsită soluție imediat, că altfel a luat-o dospește. El, Moise, împărtășie cu Dumnezeu, a căutat permanent starea de sfințenie înăuntru, în poporul Israel, înăuntru în tabăra al Israel, să fie păstrat. Doamne, ajută-ne să rămânem strânși legați cu toții împreună de Tine și la sfântă părtășie frățească în Domnul nostru Iisus Hristos, în minunata sa biserică. Să ne ajute Dumnezeu la toți să învățăm că această transformare care se face, câteodată poate să dureze ani de zile. Nu există peste noapte nimic, fraților. Nu există peste noapte nimic. Tot secretul este să te lași modelat. Să lași ca Dumnezeu să te modeleze ca să fii de folos Lui. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.